Bună dimineața, stimați telespectatori! Bine ne-am regăsit aici la Modern Matinal și ne bucurăm că sunteți treji, deși noi nu ne-am fi dorit să fim treji, dar iată că suntem aici alături de voi să vă livrăm cele mai hot știri mondene din toată industria asta superbă. Ce faci, Dienuș? Exact. Deși noi ne-am strigat cântând Don't Wake Me Up, noi chiar ne bucurăm să ne trezim dis de dimineață să vă dăm cele mai bune, cele mai frumoase și revigorante știri. Suntem gata pentru că urmează o rundă de știri foarte foarte picante și unele foarte interesante, foarte culte, am putea spune. Da, cum ziceai tu, un melanj de știri. Eu, asta e de la tine. Păi asta am vrut să zic, mi-a luat ea cuvântul. Bogdan, tu ce faci? Ești adormit în dimineața bună asta. Bună dimineața tot ce este. Bună dimineața tot ce am învățat și ești tot ce profund. Nu am învățat încă. Bună dimineața platou, bună dimineața colegi, bună dimineața mediu frumos de lucru. Pare că face un fel de exercițiu de recunoștință. Bună dimineața. Este foarte voi nu știți să recunoscător, pare așa. Diana, ceva s-a întâmplat cu el. N-a dormit bine. S-a trezit cu poate a dormit prea bine și vede altfel lumea asta. Anotimpul ăsta ploios îi aduce lui o stare așa de bine? Nici într-un caz. Nu ne-a prins. De câteva zile încoace mă trezesc că... Nici măcar nu ți-a venit cafeaua. Poate că asta... Poate asta a fost de fapt problema. Aici a fost de reglare. Da, bună dimineața, dragilor. De câteva zile încoace mă trezesc practic pe o fată de pe TikTok, care este subiect de mișto pentru foarte multă lume, dar este și apreciată de către unii și alții. Este o doamnă care își pune melci pe față și a început această manifestare de mindfulness în fiecare dimineață în care te salută, făcând fix deci așa. Deci o meditație cumva, nu? Nu neapărat, cât ea începe mereu, bună dimineața tot ce este. Și te-ai inspirat. Da, m-a inspirat până am ajuns să... Să o fac exact la fel. Da, pe noi nu ne-ai dat bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit. Bună dimineața, dragile mele. Parcă te mai recunoaștem acum. Haide, Sebi, cu cafeaua aia, că de-aia cred că... Aici. Sebi, eu cred că de-aia n-am intrat în starea normală. Este prima dată când nu vedeți aici o cafeluță și pentru sufletelul nostru. Sufletelul tău, pentru mai ales pentru sufletelele noastre, ale tuturor. Dar eu sunt foarte curioasă, scumpii mei. Cafeluță, încă n-ați băut-o, am înțeles, dar nici presupun că n-ați mâncat. Nu, suntem pe stomacul gol, recunoaștem. Doar cu un pahar de apă ne țin oamenii ăștia aici. Minunat. Voi presupun că n-aveți idee ce mâncau oamenii pe vremuri, așa de mic dejun. Eu zic să vă dau ce aveau în grădină, ce aveau în curtea lor, presupun. Ce vânau? Ce aveau în pomi? Probabil mâncau căprioară și la micul dejun. Oh, ce dur, da. Te-ai gândit vreodată ce mâncau oamenii în urmă cu 1000 de ani? Care erau alimentele săracilor și ce preferau bogații să aibă în meniu? Ei bine, aflăm și noi chiar acum. Da, deci am nimerit-o. Asta ca să apreciem mai mult ce avem noi în ziua de azi. Da, păi nu găseai, mă gândește că nu existau frigidere, deci n-aveai cum să ții alimentele, de pentru că se stricau. Le murau, le puneau cu sare, carnea în mod special. Carnea o usca, cu sare, da, o usca foarte mult, le-asau, o băga în grăsime, o lăsau peste iarnă. Deci ca și să fructele le uscau. La garniță uscau. Se spune, de fapt. La o băgau garniță, la garniță, sau la borcan. Da, sau la borcan. Depinde oamenii se foloseau de ce aveau în jurul lor până la urmă și conta probabil și forma de relief și unde erau ei localizați. Că poate pentru cel din sud nu avea posibilitatea sau accesul la ce avea cel din nord. Da, bineînțeles. Și erau luxuri diferite, să zicem așa. Dacă erai în sud, clar aveai mai multe. Uite, nimerit-o. Dacă erai la mare, mâncai pește mult și îl făceai direct atunci. Și ai fi zis la munte că e un lux peștele. Dar pentru cei de acolo era perfect la îndemână. Uite, nimerit-o cumva, Diana, că ce-ai prin grădină, prin ogradă, mă rog, cum arătau grăzile acum. Dacă aveau semințe de plantat și asta contează, că depinde. Și de acolo negoțul. Îți dau, îmi dai... Exact. Trocul. Exact. Acolo s-a născut primul schimb. Îți dau 10 ouă, dă și mie o bucată carne. Și se mergea pe încredere. Că nu exista banul, efectiv, era baza pe încredere și pe un schimb. Da, primele tranzacții se făceau în târguri. Da, bineînțeles. Ei, uite, și eu am nimerit-o un pic cu vânatul și cu antilopa, cu... cu căprioara. Că mâncau carne și micul dejun. Da, eu cred că le bunau. Păi pe vremea aia, acum 1000 de ani... Oricum era cel mai accesibil, aparent. Da. Acum 1000 de ani le vânau și probabil le mâncau la orice oră din zi sau din noapte când le era foame. Plus că nici nu aveau unde să le țină la rece, la frigider. Deci o gătea repede. Da. Acum pe vremea asta, le pământ, cum mai, brânza. Mai spre milenial, mai spre generația Z, nu le mai gătesc. Le poartă.
Unfortunately... Pune mâna! Pune mâna, te rog frumos! Băi! Ce este aceea, Bogdan? Ia spune-ne tu. Nu e naturală, domne! Da, nu e naturală! Așa, poliția sustenabilită, s-ar putea să te alerge. Adevărul să este că la noi căprioarele se vânează. Ne place, nu ne place, este un adevăr, știi? Se mănâncă carne de căprior, de căprioară... Mai e și bună! Dăciută. Mai e și bună, ce să recunoaștem. Și de urs îți place, ia zi. La vânătoare. Ei bine... Dacă am vorbit de animale sălbatice, care să ne apropiem de cele mai... Pe vremuri se mâncau anumite animale, acum se mai poartă, dar altele domestice se mai și îngrijesc. Așa. Și mai ales din generația asta, din care eu consider că facem cu toții parte. Poate ați observat, dragilor, că în ultimii ani, în rândul milenialilor, a apărut o tendință notabilă. Mai mulți dintre ei aleg să aibă animale de companie în loc să aibă copii. Care ar putea fi motivele care au dus la acest lucru, vedem și noi chiar acum. Așa este. Da, uite, milenial, zicem noi, milenial și ce avem noi? La noi 30, avem. 28 și la de asemenea eu 28. Eu nici măcar nu mai am avut peruși mult timp. Acum chiar nu mai am niciun animal. Papagali, peruși. Da. Da. Avem copilaș acasă. Da, dar cu nu copilașii pe care aveau alții altădată, mai de mult înaintea noastră. La vârstele astea? Da, știu. Păi părinții erau noștri 3-4. Despre ce vorbim. Da, părinții noștri când erau tineri aveau pe noi. La vârsta asta mama avea pe mine și aveam eu cât? 7 ani? 24 până la 7 ani. Da, la vârsta asta... 8 ani aveam. La vârsta asta maică mea aveam 4 ani deja. Da. 8 ani. Și eu tot vreo 4, că noi suntem de aceeași vârstă, corect. Că mă gândeam și pe mine, am avut undeva pe la 25, eu acum am 28, deci 3, să zici, 3-4 ani. Ai sărit... Am întârziat. Ai întârziat mult, am întârziat. Diana. Ai întârziat. Dar cred că toți am întârziat, dar nu ne place. Încă nu ne dăm seama. Tinerii își fac ucenicia cu animăluțele de companie, că le e frică să treacă direct. Învață să fie un pic mai responsabil înainte de a avea un copil. Dragilor, acestea fiind spuse pentru un moment, eu zic să luăm o pauză scurtă de publicitate, dar revenim imediat alături de noastră. Avem în continuare știri foarte, foarte proaspete. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Vezi ce diferență să bei o ceașcă de așa, cafea da. Bună vezi? Și tare și care să te scoale așa, să te trezească. Deci pe tine cafeaua te impulsionează, da. Bogdan. Vai, ce bună e! Întotdeauna și atenție, vom discuta chiar despre beneficiile, un pic mai târziu, despre beneficiile a ce fac eu în fiecare dimineață, anume să dau pe gât cafea după cafea. Câte bei pe zi, Bogdan? Câte bei pe zi? Poftim? Că știu că asta este a doua. Vreo 4-5, dar dacă vă amintiți în urmă cu vreo 20 de minute, când am început la ora 8:00, da, v-am urat o altfel de dimineață. V-am urat bună dimineața intenții, bună dimineața melc, bună dimineața platou. Poate n-ați înțeles foarte bine ce se întâmplă și cine face așa. Ei bine, dați-mi voie să vă arăt cu cine mă trezesc eu de câteva dimineți încoace în fiecare dimineață și îmi face dimineața. Bună dimineața melc, bună dimineața intenții, bună dimineața tot ce este. Mâna pe nas. Bună dimineața tot ce am învățat și tot ce n-am învățat încă. O să vorbim și despre experimentele de melc imediat. Eu nu mai pot, gata. Mie mi-a ajuns. Eu zic să ne, Doamne, m-am săturat de Bogdan ăsta foarte melci. Profund. Eu zic să ne asigurăm care cafea de când începem dimineața ca să nu cumva să ne mai supună nu, la așa ceva. Nu, să ne asigurăm că a băut cel puțin 4 cafele până intrăm în emisie, Diana, că e clar. Dacă punem direct despre excrementele de melc. Melcul pe față. Și cu excrementele el măcar compensează prin vestimentație, da? Dacă astăzi a pornit așa mai lent, totuși, uite-te și tu, a ridicat standardele prin vestimentație. Asta e parcă vine direct de la fashion. Pielea de antilopă. Da, de mine ce zici? De mine nu zici nimic. Da, e spectaculoasă, e spectaculoasă. Amândoi cred că veniți de la fashion. Stiluri diferite. Eu vin de la New York, dacă mă întreb pe mine, pentru că e mai înspre America, mai vest, așa. Meda și este și sustenabilă cumva, Bogdan? Cu siguranță vezi este sustenabilă. Vezi că astea trendurile acum. Da. Mm-hmm. Meda pare că vine mai dinspre Londra, așa, cu asta galbenă. Mulțumesc, îmi pare mie. Mulțumesc. Eu vin mai dinspre vestul sălbatic. Da, mulțumesc. Sunt foarte mândră de această culoare și de această rochiță.
Dragilor, tocmai ce s-a încheiat săptămâna modei de la New York și chiar astăzi începe cea de la Londra. Urmează la Milano și la Paris, iar pe lângă colecțiile mult așteptate, ediția de la Londra se axează pe sustenabilitate, precum și pe reducerea impactului negativ pe care industria modei îl are asupra mediului înconjurător. Vreau să reamintesc că, pentru toată lumea care se uită la noi, că niciun animal nu a fost rănit în realizarea acestui frumos sacou. Bine, totul sustenabil, totul... Hai, Bogdan, hai s-o dăm pe față. Ce e, nu-ți permiteai o antilopă pe tine. Hai, dă-o pe față. Să fim serioși. Era problema, domnule. Nu că n-aș vrea, nu că nu țin eu la animalele din pădurile României, căprioare și așa mai departe. Avem căprioare, nu? Da, avem. Mai avem. Fauna noastră încă este bogată. Încă antilope, mai avem semne. Antilope, mergem la prietenii noștri, la Africa, la Bulgari, acolo. Mergem în Africa. Am crezut că la Bulgari sau la Sârbi. Nu. Cred că iau mai puțin decât voi, dacă stau să mă gândesc. Dar foarte interesantele ținutele, foarte frumoase, dar Diana cred că ne poate spune mai multe. Dar îmi place și multe. Direcția către care se... Bine, oricum trendul sustenabilității este în creștere, dar îmi place că se pune tot mai mult accentul. Și moda vine așa să, cumva, să... Uite, eu am chiar o provocare compenseze, pentru Diana. Compenseze, pentru că au rănit foarte mult mediu. Eu am o provocare pentru Diana. Tocmai am terminat săptămâna modei de la New York, începe săptămâna modei la Milano, tu ar trebui să știi treburile astea, nu? Mă gândesc. Milano și Paris. E Londra. E Londra acum, Milano și Paris. Așa, azi care este diferența? Adică ce vezi la Londra, ce nu vezi la Paris? Și mai apoi ce nu vezi la Milano? Măi, acum depinde, pentru că și designerii de acolo local se inspiră sau alte surse de inspirație. Acum depinde și poți să te gândești că ei sunt în partea asta mediteraneană și au alte surse de inspirație, pe când cei din nord. Așa. Da, bun. Diana este foarte finuță. Este foarte ce vedem point, la Paris, vedem și la Milano. Alta era provocarea, de fapt. El provocarea vrea, de fapt, era să-i fac o demonstrație, să-i fac un vreau să-i aduc puțin Fashion Week-ul mai aproape. Da, vreau să te îmbraci săptămâna viitoare. Așa. Cum e normal să te îmbraci la săptămâna modei la Londra, dacă mai este. Să poți aduc un simbol. Și mai apoi să te îmbraci și în următoarea săptămână, cum se îmbracă la Paris. Vreau să văd diferențele și o să-ți amintesc. Ce să vezi tu stilul parisian, stilul londonez. Exact. Bravo. Bine, îți las timp de gândire. Da, și eu zic să vorbim despre oameni cu adevărat mondeni. Absolut. Nu, vezi că eu am ușa și receptivă, te rog. Diana, îi las un pic de timp de gândire, dragilor. Hai, mergem către cei mai mondeni. Eu vă spun că îmi pare cum că Pepe și Raluca Pastramă sunt încă într-un război ținut bine departe de ochii curioșilor. Acum însă s-au aflat de desubturile acestui război. Ce se întâmplă mai exact între cei doi, dar și care ar fi motivele care ar fi dus aici, aflăm chiar acum. Uite ce femeie rea, vrea să-l chinuie acum că omul tocmai ce s-a însurat și trăiește și el o nouă iubire, o nouă idilă. Păi când îi merge mai bine, atunci intervine. Când ți-e lumea mai dragă, exact, atunci vine să-i facă viața nefericită. Toată bucuria. Ce să te faci și cu Pepe ăsta? Pepe niciodată n-a avut, hai să o dăm sincer, niciodată n-a avut o viață foarte liniștită. Mai ales din punct de vedere sentimental. Și el s-a orientat către niște femei foarte acide. Și începem de la doamna Zăvoranu. Exact. Ce poveste au fost acolo. De acolo era, de acolo începe drama. Mi-am dat seama că tu la ea faci referire. L-a blestemat pe viață. Știi că zicea la un moment, dacă ea merge la toate doamnele astea care se ocupă cu ocultismele, special ca să-l aducă înapoi. Ia uite că nu l-a adus, dar... L-a ținut și pe el departe de... Nu l-a adus, dar uite că îi aruncă probleme în cale. Prin Raluca Pastramă în momentul ăsta, în momentul în care el este fericit cu cineva. Da, nu știu, dragul meu, cum dormea el înainte, dar poate acum doarme mai bine. Și se spune că un studiu recent a analizat impactul somnului slab asupra sănătății cardiovasculare, concentrându-se pe diferențele de gen. Dacă bărbații nu sunt atât de afectați de lipsa somnului, nu același lucru se poate spune și despre femei, care se pare că sunt destul de afectate de lipsa somnului. Dragilor, în momentele următoare vom discuta despre un scurtmetraj. Un scurtmetraj ce denotă clar, ce este dovada clară că în momentul în care ai un vis, în care ai o pasiune, în care ai voință, poți realiza lucruri extraordinare chiar și atunci când nu ai resurse, dar ai o viziune și un vis. Aflăm mai multe imediat despre În judecata apusului. Ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba în acest curtmetraj despre care urmează să vorbim, haideți să vedem câteva imagini.
Hai să vedem câteva imagini imediat în cazul acesta. O să rog colegii mei să ne pregătească imaginile. Între timp, eu am plăcerea să-l prezint pentru dumneavoastră. Alături de noi în platou se află Florin Baicu, care îi mulțumesc că a acceptat această invitație. Salutare, Florin, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că sunt aici cu voi. Mă bucur foarte tare că ești aici cu noi, pentru că am auzit de curând povestea scurtmetrajului tău, am auzit munca din spatele acestui scurtmetraj. Abia aștept să vedem și acele imagini despre care vorbeam puțin mai devreme. Până atunci, spune-ne tu ce ai, cum ai contribuit în acest film. Și anume, scenariu, regie, joc. Adică de la început, cum a apărut ideea, cum ți-a venit? Ideea, dacă o luăm așa, ar fi de prin 1988, când bunica mea a început să-mi spună această poveste despre un om real care a existat până în 1942-43. Totodată, eu am ținut minte această idee până în zilele noastre. Mi-a plăcut foarte mult din acele timpuri și iată că de data asta am reușit cu niște resurse, nu știu, o să spun la un moment dat cu ce resurse, am reușit să-l pun pe ecrane. Fapt prin care l-am terminat de editat pe 28 și pe 31 a câștigat și două premii, spun eu că importante, ale unui festival de la noi din România. Să vedem premiile, pentru că premiile aici sunt de masă. Pregătit. Da. Iată că a venit și acest timp de... Deci avem aici un trofeu. Trofeul principal al festivalului. Rodna Harner. Exact, să pun așa să se vadă. Da. Da, iată așa. Exact ce spuneam, în momentul în care ai o pasiune, în care ai un vis, și se pare că poți realiza lucruri mărețe. Avem premiu pentru cel mai bun actor. Și cel mai bun ai actor. Ai jucat în film. Să vă spun povestea, avem timp? Da, absolut, te rog. Tot parcursul în acest film am fost așa. Am fost de la femeie de servici până la regizor, producător și toate cele. Spun asta pentru că nimeni nu știa povestea atât de clar cum o știam eu. Absolut. Și a trebuit să fie cineva care putea să se muleze pe acest personaj. Totodată a trebuit să-l și regizez, pentru că nimeni nu știa povestea cum ar fi trebuit să se vadă. Am avut și un ajutor de nădejde și pe această cale țin să mulțumesc lui Angie Rista, colega mea, am făcut foarte multe lucruri împreună și iată că de data aceasta am reușit să punem și acest film pe peliculă, să zic așa, spun pe peliculă, pentru că acest film s-a filmat pe o casetă VHS. Serios? Wow. Asta chiar e uimitor. Foarte clasic. Foarte, foarte clasic. Am încercat să avem o imagine cât mai vechiuță, autentică. Să zic, autentică, da? Să dea cât mai bine la vedere, la privire. Și totodată am reușit să-l facem alb-negru până la urmă. A zis cineva că mai bine mergeau în sepia, însă noi l-am făcut alb-negru să fie exact din acele timpuri. Se pare că era cel mai reprezentativ în varianta asta. Da, ca atare, da, uite ce am primit aici. Avem două trofee, da, deci clar că a fost ce trebuia. Bun, vorbim de o acțiune ce are loc în 1942-1943, practic în plin război. Război, exact. În plin război mondial, o poveste, spuneai, povestea de bunica ta care a trăit acele vremuri, a trăit în anii aceia. Da, ea având atunci 7-8 ani, acest personaj despre care vorbim avea undeva la 25-30 de ani, el ajutând, de fapt, soldații, bărbații din sat pe când au plecat la război, nemai rămânând forță de muncă sau bărbați în sat, acest personaj, exact, omul de nădejde, însă fiind și puțin, să nu zic nebun, puțin dus. Așa. Și acest personaj a început să ajute femeile din sat, de la A până la, care e ultima literă? Z. Da, sau X. Da, le-a ajutat pe toate, pe toate drumurile, să zic așa. De la lemne, de la pește, de la tot ce prindea el, tot ce făcea el, le-a ajutat cu animalele și până la urmă s-a întâmplat să fie și dragoste între el și mai multe femei. Una din ele... S-au născut mai mulți copii. Nu, doar un copil s-a născut, dar nu vreau să intru în... Că, cine știe, poate copilul acum are undeva la vreo aproape 80, da, cam 80 de ani în acest moment, poate că trăiește. Poate trăiește. Da, și nu vreau... Deci asta nu știi sigur. Nu ai aceste informații, n-ai făcut o documentație și în direcția asta. Nu, pentru că acești oameni au fost boieri.
și au încercat să ori să scape, ori să șteargă această... Trebuie să te întreb ceva, pentru că eu am citit despre scurtmetrajul tău, m-a uimit, mi-am dorit să fii aici, Florin, alături de noi. Am citit ceva senzațional, le-ai făcut aproape pe toate. Da. Și zic aproape pentru că montajul nu a fost și ăla, până la urmă opera ta. Nu. Montajul a fost făcut, din ce am citit eu, acum tu să-mi spui dacă e adevărat sau am citit vreun fake news, dar nu cred. Nu. În Coreea de Nord. Exact acolo. Treabă care pe mine, mie mi-a rămas în ochi. Cum ai ajuns până acolo? Ei bine, nu. Avem o colegă, nu știu dacă pot să-i dau numele. Ba, da, să nu-i fac vreo problemă, fiind în Coreea de Nord. Nu cred că se ajunge până acolo. Nu se știu. Nu, dacă nu e nevoie, nu e nevoie, da. Prietena noastră de nădejde și cea care a pus, cum să zic, sentimentul de frumusețe în acest film a fost Roxana Iorgulescu. Mulțumesc pe această cale din suflet. Ea fiind acolo la studii, ne-a ajutat foarte mult. I-am explicat de la început cam ce aș vrea. Ea s-a mulat pe ideea mea și iată că a făcut exact ce am spus eu. Da. Și au fost mai mulți care au participat și țin să le mulțumesc tuturor, unchiului meu Mihai Sorin, care la fel m-a sprijinit din toate punctele de vedere, cameramanul Dumitru Ioniță, Engsi Rista, o repet din nou, pentru că a fost un suport adevărat pentru mine și pentru acest film, pentru că mai pot să vorbesc. în acest film, la început am fost în doliu după bunica mea și la sfârșit am fost în doliu după vărul meu. Adică totuși poate fix din această durere, ți-ai găsit și puterea de muncă, limpezimea, dacă vrei, a gândurilor pentru a face toate aceste părți esențiale într-un scurtmetraj, la regie, la în afară de montaj, la a juca rolul principal. Da. Am înțeles chiar machiaj. Și make-up-ul, chiar și machiajul. Și asta chiar le-ai realizat aproape pe toate. Și asta mi se pare foarte tare. Să ai pasiune și vocație. Și îți mulțumim tare mult, Florin, că ai stat alături de noi. Felicitări încă o dată pentru cel mai bun actor și pentru cel mai bun scurtmetraj în cadrul Roma Film Festival. Și te mai așteptăm și cu alte proiecte, pentru că asta poate e doar debutul. Cu drag, cu siguranță vor urma altele, pentru că deja au venit niște oameni interesați pentru o continuare. Doamne ajută! Se pare minunat și aș vrea să fim primii care află în momentul în care vei avea sigură continuare. Sunteți primii în acest moment și cu siguranță veți fi primii și la celălalt. Îți mulțumim tare mult, Florin. Mulțumim, Florin. Mult succes! Noi mergem mai departe cu un studiu recent care a dezvăluit un detaliu neașteptat care ar putea indica dacă o femeie are trăsături psihopate. Nu este vorba de comportamente extreme, ci de ceva aparent banal. Machiajul. Cum acest detaliu subtil poate fi o fereastră către mintea unei psihopate, aflăm și noi imediat în materialul următor. Eu nu am de gând să mă înconjur de persoane psihopate, așa că vă rog de mâine să nu vă mai văd cu machiaje, tocmai noi trebuie să cu noi te uiți și stau liniștit că uite fetele astea chiar sunt foarte naturale. Când vezi un machiaj de la strident, acolo să spui o întrebare. Păi, dar mi-e frică, că nu știu când sare. Eu am o vagă impresie că adevărata psihopată stă acolo când știe să te manipuleze din comportament. Așa că n-aveți nevoie, doamnelor, de machiaj. Dacă vreți să-i faceți, îi faceți fără machiaj. Machiajul așa e, un artificiu. Ca să-i spune artificii cât să ne pună în valoare. Uitați-mă, vedeți ce. Deci, practic, ce nu te poți lua după nimic. Am zis că poate nu îți dai mai și tu poți să, nu mai poți să știi câte un ziua indiciu, de azi. Dar tot felul de stiluri. Vrei stil gotic, stil romantic, stil boem. Nu contează. Important este ce face comportamentul. Corect. Domnii mei, acestea fiind spuse, psihopată poate să fie cu sau fără machiaj. Ai, să o lăsăm așa și noi să luăm o scurtă pauză de publicitate și să ne reajustăm un pic machiajul. Dragilor, și avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Avem un mic joculeț pentru dumneavoastră. Mic. Dar de data asta cred că, eu zic că cuvintele sunt de prisos. Nu mai are rost să vă explic eu ce vom face, ci o să urmărim un mic filmuleț. O să vă dați seama, sigur. That was a bit of a pull-out from Paulie. Yeah! Yes! All right, damn it! Pick a dip. Pick a dip.
Cred că am înțeles despre ce este vorba. Așa că deja mi-e teamă. Deja mi-e teamă, da. Mă ia entuziasmul. Eu vă prezint în acest moment la masa noastră Recuzita, dragi prieteni. Și ați înțeles ce se întâmplă în acest joc. Cine vrea să fie? Eu, hai. Prima. Hai tu? Să începem. Da, și tu? Da, hai noi două. Hai noi două, hai corect. Hai noi două. Dragilor, dați-mi voie. Dați-mi voie. Dați-mi voie. Hai, hai să pregătească al nostru băiat. Să vă pregătească. Alegeți un nou. Hai, pune mâna pe unul, repede. Bun. Primul veni, primul servit. Vai, mi-e frică, Bogdan. Așadar, dați-mi voie. Dați-mi voie. Hai de mine. Omletă facem în dimineața asta. Dragilor, regulile sunt simple. Hai să vedem. Eu mă las într-o parte. Să ne încălzim, da? Să ne încălzim. Haide, pregătiți, da? Două, trei și... Hai! Hai! Nu! Repede, intervenție specială! Nu nimic! Hai, următorul! Hai, hai, voi! Hai, Meda, bagă-te! Nu! Lasă ouă! Nu cred! Ce mai mult? Hai, următorul! Ia, dă-te, ia, Meda, hai! Hai, pe ăsta. Hai, că dimineața asta facem la omletă, de zici că nu-i adevărat. O poșate, hai. Bine că n-am mai căzut oul. Haide, dă-i mai mult. O, Diana, bine, bine, ai... Băi, taci din gură. Hai! Hai! Mera! Hai, aproape. Mera! Hai, bagă-te, haide, bagă-te. Haide, haide, noi doi. Să rim peste omletele astea. Nu cred. Hai încă o dată. Altă. Schimbăm. Hai. Hai, mă, da. Ușor, ușor. E păcat de atâtea ouă, măi. Ia, lasă-mă și pe mine o dată. Facem și omleta după aceea, dragi prieteni. Bă, dar chiar că am spart la ouă aici, păcat de ele. Hai. Au, stai cu mine. Observate, Diana nu pierde! Diana nu pierde la acest joc! Haide, haide, hai, Diana! A, păi dar ce faci și mâna așa? Haide! Hai încă o dată! Le-ai crăpat, le-ai crăpat! Nu, i-am dat doar o palmă ușoară așa! M-am purtat cu el ca cu ou! Da, hai încă o dată! Hai! Nu se poate așa, așa, cineva trebuie să-mi vină. Nu se poate, hai te rog, Bogdan, poate noi o faci de Diana. Când ciocnim ouă. Nu, dar nu așa de... No, hai, bine, 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 gata, m-am entuziasmat prea tare, ce vrei? Păi da, așteaptă, noi. Nu m-am aștepta! Deci avem trișoarea jocului, nu se poate așa. Care mă trișoare? La spart Bogdan, bravo, Bogdan. La spart. Eu simțeam așa, știi cum mă îndepărtează toată ce mă apropii de el. O ultima șansă avem. Hai, una, ultima. Ultima. Hai, te bagi. Păi eu tot am spart-o, vreau să te văd pe tine cum le spargi, Diana. Hai. Yes! Opticaților, da, da. Te-ai zis, opticaților ăștia doi. Asta am vrut, te-ai zis, dragi prieteni. Ia vino încoace, da, da. Așa se face și la fotbal și la tenis, se dă, se dă mâna. Mulțumesc pentru joc, a fost un joc foarte bun. Mulțumesc, mulțumesc, dar bate palma. Haide, oricum nu simt nimic. Dă încoace, mulțumim, a fost un joc excelent. Și acum lasă-mă să te iau în brațe. Nu lăsați, hai lăsați. Aolea, o să mă pup și atât. Ce-am făcut aici? Bine, bun, și acum cine strânge? Și acum cine strânge? Bărbatul casă. Cine citește? Nu, cine citește următoarea știre, să vorbim, strânge. Haideți să vorbim și despre o doamnă care a spart multe ouă la viața ei. Aoleu, și a tot blondine, dacă tot au fost ouă. Galbene, noi galbeni și a tot blond. Dacă nu pot să mă șter la ochi. A avut mai multe relații eșuate, dar a reușit să-și învețe lecțiile și în cele din urmă a ieșit soarele și pe strada ei. Andreea Bălan a fost invitată la podcastul lui Bursucu, unde a povestit despre greșelile pe care aceasta le-a făcut în relațiile anterioare și cum ea se simte acum mult mai bine alături de partenerul său, Victor Cornea. Mai multe mărturisiri ce a făcut artista aflăm chiar acum. Andreea m-a luat cu toate astea. Deci ea îl cunoaște pe Victor Cornea dintr-o altă viață. Așa a zis că simți.
Și eu am mai reținut ceva, și anume, băi, nu ne certam. Treceau săptămâni, treceau luni și nu ne certam niciodată, băi, ciudat. Da, asta? Da, mă, normal, teoretic, într-o relație mai există o ciondăneală, ceva, dar așa... Poate nu la început de tot, dar tot apare momentul ăla zero în care la un moment dat te iei de la ceva. Da, după atâta timp... După atâta ai timp... Ai auzit, da? Da, așa ați auzit, da? Încarcă, dar nu vreau informație specială. Și, și tot întreține ea, săraca. Acum, ce să faci? Dar pe mine mă surprinde această Andreea. Da, pentru că e o diferență de vârstă semnificativă acolo și aici că, uite, se înțeleg foarte bine. Poate ei chiar îi priește diferența asta de vârstă. Păi da, cum să nu sprească cocoșelul tânăr? Îi convine, îi convine. Cum să nu sprească, băi, Diana? Am mai zis un lucru interesant, că eu dintotdeauna am fost cunoscută, că eu nu știu cum e să ai o viață normală, că dintotdeauna de când ieșeam pe stradă, toată lumea mă cunoștea. Mă, dar la ce vârstă cântă Andreea Bălan? Și mă întreba de când au început ele, nu Andrei. Mică, mică, cât? Și Andrei era adolescent, era ce vârstă? 12-13 ani, atâta avea când a început. Ani. Îți dai seama, da. Era copil, adică... Și popularitatea asta e o secură cu două tăișuri până la urmă. A muncit ca să-și o mențină. A muncit pentru e adevărat, că apariția ei a fost constantă până la urmă. Da. Uite, da, eu când mă gândesc la Andreea Bălan de demult și la Andrei și la relațiile Andrei Bălan, că uite, despre o relație acesteia vorbim, eu mi-amintesc de un băiat. Un băiat Cheo? Uitat de toată lumea și Cheo? De tot mapa. Un băiat pe nume Cheo. Un băiat pe nume Cheo, care cântărețul a intrat într-un con de umbră de-a dreptul sinistru, mi se pare. Și ce mi se pare nu interesant? Nu mai există pe piață băiatul ăsta. Andrei Antonescu mai e. De, mai auzi, o mai vezi pe la... El multe piese, nu rețin să fie avut prea mult. A stat el mult pe post? A fost la un moment dat, era în vogă Cheo, era foarte în vogă. A fost, dar n-a stat foarte mult, asta zic. Măi, și cum e? De ajuns să ajungi, e greu să te menții. Da, uite, așa că bravo ei. Uite, ea s-a menținut. Ea e constantă. Da, s-a menținut foarte bine Andreea Bălan, dar mai știu o actriță. Și fizic se menține foarte bine Andreea Bălan, ca să o încheiem așa. Da, și uite, mai există o actriță care se menține foarte bine odată cu vârsta și n-a făcut niciun tip de operații estetice. De operații estetice. Kate Winslet este o actriță atipică la Hollywood, care se simte bine în pielea ei. Nu o deranjează că a luat câteva kilograme în plus și nici n-a apelat la operații estetice. Nici nu-i pasă de trecerea anilor. Femeile devin mai frumoase odată cu trecerea anilor, a declarat de curând eroina din Titanic. Superbă, doamne, o ador și câtă dreptate are. E una dintre puținele actrițe care chiar nu a intervenit estetic niciodată pe chipul ei. Și are chiar niște trăsături superbe, așa cum e ea naturală, este foarte bine. E aș magnifică. Putea să zic că nici nu are nevoie de prea mult machiaj. Nu, n-are nevoie. Și uite, îmi place foarte mult relația dintre ea și Leonardo DiCaprio. Este încă singura... există această relație? Da, cum să... Ei sunt prieteni extraordinar de buni. Ea i-a declarat lui dragoste și viceversa. Nu prea, el i-a părut mereu că nu e atât de... Ba nu. A prins acum, cum e ea. Acum că 2 ani, da, ea a plecat de acasă și a lăsat soțul cu copiii și a plecat cu el pe insule, dragă. Și au fost fotografiați cu ei doi în ipostaze diferite. Neortodoxe. Vreau să facă următoarea parte din Titanic. Da, ce jucau? Ce jucau? Aveau și o scuză bună. Titanic 2 există, dar este oribil. Ce? Titanic 2 există. Titanic 2? Da, bineînțeles. Cu DiCaprio. Ei, este dezghețat. Nu vrei să știți. Atunci este poate ceva făceau alternativa, că aia n-a fost una reușită, să zicem, să se acopere sub scuza asta. Nu, Titanicul clasic ăla este cel mai bun. Nu vă uitați la Titanic 2. Titanic 2, deja trailer. Googlești. Nu. 2010. Există da, măi, un Titanic da, 2. Da, că l-am văzut. Băi, eu. Fata asta știe ce vorbește. Normal că știe ce vorbește. Titanic 2. Cum de chiar nimeni n-a știut niciodată despre acest film? Nu, spuneți-mi dumneavoastră, vă rog eu mult de tot. Acum. Vreau să se posteze pe Instagram, pe TikTok, oriunde. Ați auzit vreodată că există Titanic 2? Eu am căutat, credeți-mă, am căutat, există. Absolut. Da, și eu zic Doamne. Să mai căutăm niște detalii. Deci mi-a dat știrea, mi-a dat șocul, mi-a dat viața peste cap. Păi eu zic să mai bei puțină cafea să te mai iute. Nimic, nimic aparent. Adică despre ce vorbim? Doamne, să mergi Dumnezeu, da. Sau poate l-ai văzut și ai uitat, nu mai există, niște cafea. N-am văzut. Nu, crede-mă, dacă l-ar fi văzut. Te resuscitezi. Da.
O cafea ar trebui. O cafea ar trebui să mai beau. Sebi este goală asta, să știi. Și între timp, dacă tot mi se face o cafea, haide să vorbim și noi despre cafeaua asta, care este una dintre cele mai consumate stimulente din lume. Dar efectele sale asupra organismului pot fi mult mai complexe decât ne-am așteptat noi. De la un boost de energie dimineața și până la posibile riscuri pentru sănătate, dacă exagerăm cu consumul, descoperim astăzi ce se întâmplă cu adevărat în corpul nostru când ne bucurăm de o ceașcă de cafea. Mamă, stai că... Tot pe stomacul gol și voi? Da, se simte foarte bine aroma. Cel așa, bine. Mă bucur mai tare de ea. Cel mai bine, să uite. Să știi că nu e bine să o bei. Păi da, așa zic oamenii de știință, dar cine mai crede în știință în ziua de azi, nu? Lasă că vin alte studii care vin și contracarează, așa că o să fim de partea celor. Ci că e bine să bei, ci că e bine să bei un pahar de apă pe stomacul gol și după aia cafeaua, dar noi începem cu... Și că e bine să bei la fel de multă apă cât și, bei da, și cafea. Și vă zic, eu zic să mergem să bem și apă și să ronțăim ceva ca să nu fim nici pe stomacul gol. În scurta pauză de publicitate, dragilor, pe care urmează să o luăm, dar fiți alături de noi pentru că mai avem știri și mulți invitați cu care să discutăm. Bună dimineața! La cafeluță, vă dorim o zi drăguță! Salut, mai nouă! Cu înceșcuță! Și să rima să continue, haideți! No, dar sunt N tipuri de a spune bună dimineața, dragilor! Spune bună dimineața, Bogdan, te rog! Spune bună dimineața! Spor la cafeluță și să aveți o zi binecuvântată de la Dumnezeu! Aoleu, ne întoarcem la cum am pornit dimineața asta, Bogdan. Și o poză cu flori. Erai. Unde am pornit, Evlavios, Diana, că am pornit, era vai de mine ce am vorbit pe acolo. Păi cât nu, te-am era zis? De o profunzime de nerecunoscut, Bogdan, nu mai știi până să aibă parte de cafeluță. Nu, bă, era, pe era luat un pic, bine. Bogdan, de dimineață. Nu era deloc Evlavios. Nu, dar nu era nici el. Nu era nici el, Bogdan. Nu erai nici tu. Nu prea eram eu. Nu, te îmbătasei cu atât de multă... Pioșenie. Înduioșenie, nici nu știu cum să o numesc. Pioșenie, mă. Pioșenie. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru și de zilele noastre, ce hal am ajuns, Bogdane. Bă, tu-ți mai e vacanța aia? De ce? A? Că ce? Prea n-ai fost pe nicăieri. Așa, și ce vrei acum? Păi, dar n-ai tot amenințat. Și toată vara și acum că a venit toamna, unde te duci? Și ne-a tot amenințat. Eu plec toamna, domne, eu nu plec vara. Lasă-mă ca toți milogii. Eu când o să rămâneți singurei aici, să vă văd ce faceți. Da, miroase foarte bine din toate destinațiile. Se simt așa niște preparate excelente, pe acolo ești curioasă să te duci să degusti? Eu degust multe, Diana, am trebuit neapărat să merg pe unde. Nu e voie să plece, adus-o mai aproape. Dar originalul este altfel. Altfel este să te duci acolo. În moment la localnici să-și facă ei totul autentic. Când simți o mirodenie arabească, când simți... Da, în Arabia Saudită plec. Gata, m-am hotărât. E, bine, ți-am găsit. Dragilor, când te gândești la vacanță, te gândești la toate satisfacțiile pe care ți le poate aduce o destinație, inclusiv cele culinare. Dar dacă unele țări sunt renumite și mult apreciate pentru gastronomia lor, ei bine, altele nu se clasează atât de bine și nu răspund la așteptările tuturor. Uite, nu m-aș aventura ce bine arăta. Serios, Diana? Mă glumesc. Da? Mai bine aici pe tărâmurile noastre. Ba, nu, domne, chiar arăta bine. Da, mă, erau colorate, erau așa petisante, dar probabil că... Măi, asta cu cărnăraia așa... De cărnăciorul în spatele tău. Știți prea bine că eu nu mă dau vânt după carne. Ce să zic acum? Nu. Adică mâncarea orientală îmi place, dar cu pui și ei, cum nu prea fac cu pui, nu prea mănânc dintre aia. Originală, da. Prefer să mănânc de asta fake de la noi din România. Da, uite, în Cuba m-am plâns de o treabă când am fost, mâncarea jale. Mâncarea jale, n-aveau de mâncat cel mai bun mango din lume. Da, asta da. Pe fructe nu, rupeau. Nu, dar de asta a băut el atât de mult, că zicea că o ține numai așa, numai pe. Corect, că era și... De-aia venise cu 5 kg în minus, acum ia uite, s-a făcut din nou pucel. Băi, asta e problema, prieten, mâncarea asta românească nu face bine deloc. Păi acolo, dacă n-aveau și mâncau numai un orez negru cu rămășiță de vită. Cu o rămășiță de mango, nici măcar vită. Băi, aveau niște vită. Dar să vă zic o treabă foarte mișto. Ucideri animalelor ca să mănânci
Ilegală? Este cu închisoare, nu oricum ilegală. Dar Dumnezeu și Maica Domnului să se facă și la noi așa ceva. Adică de ce să nu mai dai o vacă ca să mănânci și tu să nu-ți moară familia de foame? Cum ar fi la de noi ce să se tai învățătura? Asta mi se pare ceva cu nu avem voie să stai nicăieri. Nu, știi care e problema la noi, la noi în țară? Ai, Doamne, o să sară toată lumea acum în capul meu. O, să cum săriți. Cum să tai... Dar bine, asta oricum toți săranii o făceau. Tai găina, și-o am copilărit așa la țară, să știi. Și eu. Cu tataie tăia găina în spatele casei. Păi da. La, în să, curte, nu vadă, da? Să nu vadă femeile. Tăiatul purcelului. Păi e o tradiție oribil. Și la noi, se strângea lumea să tai purcelul. E ceva îngrozitor. Tu ai auzit vreodată cum urlă un da, porc? Da, mi-am auzit și da. Mi-a fost milă mereu. E probabil că și de asta nu-mi place. Adică e chinul ăla, știi? Nu, hai să nu discutăm despre chestia asta la prima ora dimineții. Legile funcționează diferit în orice caz între state, între unii și alții. Să adoptăm anumite legi mai bune și la noi și pe alea proaste să nu le mai adoptăm, zic. Nu? Zic și eu. Așa, ca să nu sară totul mai în cap. Zici și tu, da, e o sugestie. Bine, scumpii mei, eu zic să vorbim despre un mare cântăreț român care... Nu, aici o să sară lumea în cap, am mai făcut prostia asta odată. Am spus odată că, uite, a pus România pe hartă și mi-au sărit vreo niște mii de oameni prin comentarii, mii dintre dumneavoastră, bă, în cap. Piesa lui a fost foarte bine cunoscută. Ascultă-mă, ascultă-mă. Român, nu este român, toată lumea îți va spune. Aia, mă, vezi, băi, puncte. Bă, totolăule, nu-i român, că este din Republica Moldova. Ai serios, dar de când Republica... Da, adevărat. N-am spus-o eu. Așa este. Ne desparte o graniță, prutul ăla acolo e... Dar nu e ca și când am vorbit aceeași limbă și nu suntem același neam. Dar nu mai contează, nu intrăm în detalii istorice. Însă Dan Bălan și iubita au fost surprinși în timp ce se plimbau ca doi porumbei pe străzile din Budapesta. Vedem și noi imaginile spectaculoase cu cei doi îndrăgostiți chiar acum. Ustră de partaj! Și îl avem pe Dan Bălan și vorbim despre moldovieni. Gospodie! Nu mai continuați că nu știu cu ce să răspund. Așa. Da, vai. Hai, da, vai, da, vai, da, vai, da, vai, da, vai. Este la Vocea. Hai să o dăm mai este... departe. Da. Da, e de la Vocea. Vocea, e la Vocea Ucrainei, da. A fost și... E cu acea fată? Nu e cu acea fată. N-ai văzut-o, dragă? Da, nu este aceea ce... care a creat, a rupt concursul respectiv. L-a rupt pe Dan Bălan. Cu piesa lui. Chiar cu piesa lui. Da. Piesa nu este aceeași. Nu este aceeași. Nu, este, nu. Bun, am lămurit asta. Da, am lămurit că Dan Bălan tot român se consideră și în română a cântat toată cariera lui Ozon. Doamne, deci o să ne sară toți moldovi. Noi nu suntem români. Dar sunt și foarte mulți moldoveni din Republica Moldova care își recunosc originile românești. E vorba ta, cântat în română, așa a fost cunoscut. Culmea. Nu înțeleg de ce să ne sară lumea în cap. Nu, dar culmea, problema venea și certurile noastre au venit din partea chiar a românilor. A românilor, că zicea, nu e român. Da, vorbiți prostii, mințiți poporul cu televizorul. Românul caută orice pretext ca să se mai certe puțin, să se dea deștept. Asta este. Îți dai seama, Diana, adică normal. Dacă nu era asta, oricum era alta și tot așa. E. Așa că, Bogdan. Așa că, uite, eu o să vorbesc despre niște artiști. Da, mă exprim liber. Artiști... Români! Români! Dacă și la ăștia... Care cântă folclor românesc autent. Dacă și la ăștia aveți ceva de comentat, cum ar fi să-mi sară ceva? Nu e române, maramureșean? Sper că nu. Doamne, ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Acum nici moldovean nu poți să spui, că e moldovean după prus sau de la noi, nu contează. Adică corect. Dragilor, artiștii de muzică populară ne pot servi drept model și în privința căsniciilor trainice și fericite. După 3, respectiv 4 decenii de căsătorie, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Steliana Sima și Constantin Enceanu ne-au dezvăluit secretele lor în exclusivitate pentru Metropola TV. Laura Lavric nu a fost însă la fel de norocoasă, dar asta nu înseamnă că nu mai crede în taina căsătoriei. Colega noastră Florina a întrebat-o care sunt lucrurile pe care nu ar trebui să le acceptăm niciodată unui partener. Haideți să vedem răspunsurile vedetelor chiar acum. Iată cum putem învăța povești frumoase de viață de la oricine, din experiențele oricui. Și au experiență. Bine. Adică să mă ierte Dumnezeu. Cu siguranță. Să mă ierte. Nu este oricine, nu, dar zic de oricine are experiență de viață. Și acum, cum spuneam, 40 de ani. Tu îți dai seama? Iartă-mă, păi să prindem noi mai întâi 40 de ani, până să prindem 40 de ani de căsnicie sau de relație.
Aha, dar oare crezi că o să prinzi vreodată 40 de ani de căsnicie, Bogdan? Păi, mi-e greu să... Deci, no, uite, dacă... În momentul de față... La care probabil nu se va răspunde, dacă e să fim serioși, nu prea cred. O întrebare foarte inspirată din partea producătoarei noastre. Ai vreun gând să te însori, Bogdan? Am un gând, cândva. A, deci pe la 40 de ani o să faci. Deci cu multă amânare, așa, deci cu slabe șanse să se mai întâmple. Deci eu 4 decade le-aș prinde la 80 dacă mă însor la 40. Dacă a prins 80-ul, Bogdan. Dacă prind 80-ul. Deși în ziua de azi... Exact, asta vreau să zic și eu, sunt foarte optimist. În ziua de azi nu știu cine mai prinde 80. Poate dacă prindem așa amândoi. Rar se întâmplă și din nefericire. Din nefericire. No, dar mie mi-este groază de ideea de a prinde 80 de ani. 70, să fiu... 70 și ceva deja e... Da, nu, dar să fiu legumă, să nu mai pot să fac lucruri. Și calitatea vieții alta. Eu cred că ai șanse să o prinzi. Ziceam că față de vremurile de dinainte, oamenii trăiesc mult mai mult și calitatea vieții a crescut. Greșit! Lumea trăiește mai puțin! Ce mai. Măi, fetiță, lumea trăiește mai puțin. Sunt puțini care trăiesc. Absolut. Eu, dar eu merg, Biana, eu merg duminică de duminică la biserică, da? Gândește-te. Asta o ține pe ea. Eu știu, îi știu pe toți. Eu știu cine moare, cine se căsătorește. Uite, în medicină care ne ajută lasă să trăim asta, mai mult. Lasă asta, Diana, las-o, crede-mă. Mamă, noi facem o documentare trebuie la pauza următoare și venim aici cu studii peste studii. 69 de ani, văd eu mormântări constant. Bine, lăsând la o parte pasiunea morbidă a mea de a se duce pe la biserică. Lăsând la o parte, bine, nu despre asta vorbim. Sunt oamenii de pe vremuri care trăiau mai mult pentru că aveau mai puțin stres, pentru că nu erau atât de solicitați. Acum nu mai prindem, că suntem mult prea în viteză, angrenați, stresați. Și bunicii mei, toți bunicii mei, nici n-au apucat. Adică, și bunica mea la 69 a murit. Uite, și bunica mea a trăit până la 93 de ani. Dumnezeu se odihnească acum pace și a trăit. Apoi dacă vorbim de străbunici, dar, stai că zic și eu de străbunica la cât a murit și... Oho, a fost în cartea recordurilor străbunica mea. Ați auzit de ea, da. Dar chiar uite, străbunicii mei au trăit mai mult față de bunicii mei. Mult mai mult. Cu 10, 15, 20 de ani. Bine, dragilor, atunci revedem studiile și noi concluzionăm noi în următoarea pauză, când va avea ea să vină, nu? Da. Absolut. Da. Deci facem, facem o concluzionare. Hai să facem o concluzionare, până la urmă, da? Așa este. Bine, atunci eu zic hai așa. Să facem. Dacă venim imediat în întâmpinarea noastră cu niște studii, cu niște ceva negru pe alb pe hârtie, să vedem dacă acum trăim mai mult sau mai puțin ca strămoșii noștri, corect? Corect. Da, corect. Hai la documentare, hai să ne documentăm. Pauză. De publicitate. Haide. Dumneavoastră și pentru că nu ne-am mai văzut de mult cu colegele noastre, e timpul să ne mai revedem și noi cu Florina, care toată săptămâna asta, dacă nu știu ce a trecută, a tot fost pe la muzee, a tot fost pe la expoziții, așa că ne revedem cu ea imediat, în caz că vă era dor. Expoziția Ecouri și Lumini este destinația pe care Floria a ales-o în această dimineață. Este chiar acum acolo. Mie mi-era dor să mai văd un muzeu, să mai văd puțină artă, să mai simt și eu ce se întâmplă în lumea asta a artei. Așa că, Flori, bună dimineața, bine ai revenit în direct alături de noi. De nou ne-a fost dor un pic de tine. Spune-ne ce se întâmplă la Artă și Lumini. Bună dimineața, Bogdan, și mie mi-a fost dor de voi, bine v-am găsit. Suntem pe strada Paris, exact la expoziția Decoruri și Lumini, iar alături de mine este și Monica Ionita, activist de mediu, cea care a creat practic această expoziție. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Și pentru că spuneați de dor, avem și aici o expoziție chiar așa numită Dor. Povestește-mi tu exact, am înțeles că pe lângă lămpile pe care le confecționezi din diferite materiale, avem și o expoziție legată de viața la țară. Spune-mi tu mai multe. Compoziția Dor are 6 tablouri în care o alcătuiesc și reprezintă dorul bunicii de nepoți, de mine și de sora mea și dorul nostru de ea. Undeva în colț acolo o să vedem o inimă uscată, anatomică, care reprezintă dorul fizic pe care noi îl avem față de ea. Și lucrările sunt de asemenea făcute din cartoane reciclate, din ambalaje, de la diverse colete.
Toate lucrările tale, înțeleg că sunt făcute din diverse materiale reciclate sau reciclabile. Spune-ne un pic și despre ce mai avem, despre vaze, despre lămpi. Vazele fac parte din colecția Ecouri și Lumini. Ele sunt, reprezintă prin povestea lor ecoul nostru de a ne îndruma unii pe alții să reciclăm și să avem o viață cât mai sustenabilă. Și ele, de asemenea, sunt făcute din materiale reciclate prin tehnica papier-mâché. Când a pornit această pasiune a ta? Cum ai început să creezi astfel de obiecte? Tu spuneai mai devreme că ai început jurnalism, ai terminat ulterior agricultură. De unde această pasiune pentru artă și pentru obiecte reciclate? Pasiunea inițială a început pentru mediu, pentru că sunt în Am pierdut-o pe Flori pentru puțin timp. Ne-a prins cu gurile căscate. Ne-a prins fix așa. Elementele de decor, zic, ce se întâmplă? Și plus ne-a tăiat. Cred că dar să ne facă să ne ducem noi pe teren, să le vedem direct, să vedem expoziția în direct. Da, adică până la urmă. Extraordinare din ce am văzut. Ecouri și Lumini, dragi prieteni, acolo se afla Flori alături de Monica, Gabriela, Ioniță și o așteptăm pe Flori să revine, să-și continue ideea. Eu sper că în momentul ăsta Flori și-a dat seama că s-a întrerupt un pic și nu continuă să vorbească, că vreau și o să prindem. Eu zic că ne ține în suspans, că face intenționat. Eu așa zic. Adevăr e că lucrări extraordinare. Da. De început ce am reușit să vedem, super. Păi dar nu că terminăm situația și acolo mergem, să vedem ce se întâmplă. Da. Găsim pe Flori încă, așa printre exponate. Este. Așa este, niște exponate extraordinare. Monica Ioniță, o artistă foarte, foarte talentată. Foarte talentată, care auzi ce parcurs, pentru că aici eram și de-aia mă oftic că nu a terminat Flori povestea, o să ne povestească ea probabil ulterior. Mm-hmm. A terminat jurnalism, ca mai apoi să fac agricultură, dar pasiunea e arta, ador persoanele care trec așa de la o profesie spre alta, la o pasiune, se întorc apoi la altceva. Vezi tu cum e vocația, Bogdan? E un melanj. Aia zic. Cum te-a dat șansa, deci puteam este... să este un era, zic ce doamne, iartă, mă vrea să... Nu, păi era pentru Diana, nu era pentru mine, cuvântul nu, și adjectivul lui preferat inedit. Da, era da, un melanj inedit așa, dar spune-te, rog, iartă-mă că te-am întrerupt. Adevărul este că atunci când ai o dragoste față de o vocație anume, nu poți să nu te întorci înapoi la ea. Da, a făcut jurnalism. Da, s-a dus către agricultură. Da, și totuși s-a întors înapoi la ceea ce iubea cel mai mult și anume arta. Da, cât într-adevăr. Cât de frumoasă este arta. Cât de frumoasă e viața asta. Într-adevăr, dragilor, în cazul în care Flori nu se va mai întoarce deocamdată alături de noi, puteți intra pe site-ul expoziției Ecouri și Lumini a Monicăi Gabriela Ioniță și aflați acolo toate detaliile de care aveți nevoie. Bineînțeles, dacă sunteți pasionați de artă și doriți să o vizitați. Și dacă tot am vorbit de artă, eu zic să vorbim și despre un film care tocmai ce a ieșit, dar... După un joc care a rupt în două generații întregi. Da, orice pasionat de jocuri... Dacă zic că până și eu l-am jucat. Da? Până și eu l-am jucat. Nu te cred, serios? Ba da, până și eu l-am jucat, ca să înțelegi. Dragilor, o să vă regăsiți toți în Diana în acest moment, pentru că eu vă spun așa, trailerul pentru a Minecraft Movie a fost lansat, iar reacțiile nu au întârziat să apară. De la fani dezamăgiți până la creatorul jocului, care a avut o reacție surprinzătoare. Aflăm ce spun criticii, dar și părerile celor care au crescut cu Minecraft din materialul următor. Da! Văd, nu știu ce zic, dragă oamenii. Nu știu ce zic. Eu de bea aștept să-l văd pe Jack Black. It's my love. Tu ai jucat jocul ăsta ca să știi ce se întâmplă în film? Habar n-am. Păi au cucerit actorii. Lasă-o că au cucerit actorii. Fiecare cu motivația lui. Eu vreau să-l văd pe Jack Black, pupaia și barba lui de băiat frumos. Nu mai pot după el. Atenție! Atenție! Nu Jason Momoa! Nu! No. Jason Jack Momoa Black. Nimeni! Jack Black, după deci, aia e barba lui. Jason Momoa îmi place enorm cum îi stă cu bretonul ăla de fetiță. E superb, este în stilul lui. Și a habar n-are ce înseamnă jocul ăsta. Mi se pare fabulos. No, deci tu o să fii în primul rând la film. Tu o să fii în primul rând. I love you! Dar las-mă, dragă, să fac aici o declarație de dragoste. Jack Black, dacă mă auzi, I love you very much. I want to see you. I want to kiss you. Jack Black.
Welcome to Romania. It's a beautiful country. You love it. You will love it very much. Da, exact. And the girls are crazy about you, Jack. No, nu așa. Especially and this chick right here. And the girls are crazy. Men, crazy. Crazy. Oh, Doamne, da. Da. Jocul este o capodoperă. Lăsăm filmul la o parte pe care sper că îl critică toată lumea. Jocul este, într-adevăr, o capodoperă. Sunt convins că multă lume n-a sentiment cu mine în momentul ăsta. Este un joc, un clasic în industria asta de jocuri. Așa o este. Legendă. Așa este, tu ai dreptate. Probabil, așa este, nu? Din punctul de vedere. O să vedem și tu un weekend, Meda, presim. Și luni o să ne povestești impresiile. Nu fac asta eu, Diana. Eu vreau să fii mai mult la Jack Black un pic. Și eu acum atâta vreau. Eu zic că până la film ar trebui să te joci. Să mă joc? Da. Eu zic să măcar să-i dai o șansă. Pentru că, uite, lasă-mă să-i dau, cea mai tare bombă. Așa. Personajul pe care îl joacă Jack Black. Așa. E un personaj din Minecraft. Păi, da, deci, practic, tu te poți... a fost distribuit în film, nu? Păi, da, dar tu te poți juca cu Jack Black, cum ar veni. Aha, eu m-am jucat cu Jack Black. Funcționă perspectiva asta, Meda, să l-ai în control, să te joci cu el. E... atrăgătoare perspectivă, cred. Ma, no? Da, e prea într-o lume paralelă, nu funcționează la mine, tot e carnal, știi? Okay. Nu pătaste, Nu pot altfel, nu, eu așa sunt eu, mie... Da, până ajungi la el, efectiv, până așa asta până e o variantă. Până ajungem noi la el, îl admirăm foarte tare pentru că este un actor colosal pe comedie. Absolut, este absolut. Un talent fabulos, e genial, îți face plăcere să-l vezi în orice rol pe care îl joacă. Toate filmele lui sunt extraordinare. Și de la asta trecem sigur la un cântăreț, care ne face actor. Plăcere să-l... Un cântăreț actor, pentru că mai și joacă. Un cântăreț genial în același timp în care este un actor. Aici eu asta cred. Eu știu un film bun în care a jucat un da, ăla cu timpul. Exact, timpul. In Time. Dar n-a time. Jucat, un film ăla cu timpul. Să mă ierte Dumnezeu. Dar nu-i vorba de asta. Cum a fost și pus în imagine și cum l-am văzut, a făcut o treabă extraordinară. Dacă știți noastră... Da. Noi vorbim acum și vorbim despre victoria în justiție pentru Justin Timberlake. Superstarul reușește să evite o acuzație gravă care conduce sub influența alcoolului, transformând totul într-o simplă infracțiune de circulație. Care sunt detaliile acestui caz și ce înseamnă acest rezultat pentru Justin, aflăm chiar acum. Deci dacă nu joacă atât de bine, dansează foarte bine și cântă excelent. Okay, dansează. Cu asta putem cântă, să fim de acord. Bravo. Iar este un showman. Da, ok, dar eu mențin părerea. Nu e cel mai senzațional actor. La el mă entuziasmez eu. La el mă entuziasmez eu. Recunosc, mie îmi place Justin de când a apărut. Îți place. Așa că, Justin, te rugăm, vino în Romania. Justin, meet my colleague Diana. Diana is a very good TV presenter. Very much in love with you. She like you. Nu, Bogdan, las-o așa că am chinuit telespectatorii cu engleza noastră. Stai să ne ștergem la gură de ea, că nu funcționează. Am așa face și noi că ne entuziasmăm, lasă-ne da. Și dacă pe engleza aia balcanică adevărată, asta da, e cum vino încoace în România, că te așteptăm și te iubim și foarte tare. Și dacă tare. Domnișoarele au fost în extaz mai devreme să-l vadă pe Justin Timberlake, cum face? Justin, zi! Justin! Exact! Acum și domnii au motive să ridice stăriciu ochii din telefon, pentru că vorbim de o altă mare cântăreață care nu e o altă mare cântăreață care nu e o actriță, wow. Știi că ea a pornit teoretic ca dansatoare, ulterior actriță și după aia cântăreață. Păi da, că n-a făcut casă cu cu actoria, cu jucatul. Nu știu, dar ce casă cu cântatul are? Ai uitat toată lumea? Mai, nu, toată lumea dă în ea că n-are voce și mare. Și-a făcut cariera și-a făcut-o ca și cântăreață. Da, știu, dar în ceea ce ea excelează enorm, e dansul. Da. Dansul. Dansul și bărbații. Mai ales la bărbați. La bărbați, da. Aici chiar este prima. Ei face topul. Așa e. Jennifer Lopez și Matt Damon au atras toate privirile la petrecerea de după premiera filmului Unstoppable la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Cu toate că divorțul de Ben Affleck rămâne în prim plan, aceasta nu și-a încetat prietenia cu cel mai bun prieten al fostului ei soț. Cum au fost ei surprinși și ce mesaj subtil a transmis Jennifer, aflăm chiar acum. Ați văzut cum dansa frumos pe lângă Matt? Ați văzut dansul găinii în călduri? Ați văzut-o vreodată? Pam, pam, pam!
N-am văzut asta pe ei în călduri. Dar e prieten, nu este nimic. Haide, păi și spui, hai mă, bad speaker, nu prea mă pricep eu la bărbat să-i aleg așa. Haide, măi, Diana, haide, măi, Diana, tu vrei să-mi spui mie că ea a venit și a pus lui Ben Affleck acolo în contractul prenupțial că trebuie să presteze omul de 3 ori pe noapte. Am auzit asta de atât de multe ori, Dumnezeule. Și tu vrei să-mi spui mie că ea stă o săptămână singură? Nu cred! Nu cred! Mă, dar cu tovarășul sunt cel mai bun. Da, nu știu cum să spune noului contract, că o să fie 7 din 7. Hai, 5 din 7. Haide, domne, lasă-mă în pace, dar să știi că aici asta e partea incitantă. Știi, când e cu tovarășul cel mai bun, poate se întoarce la... Deci eu cred că vrea. Vă zic eu sincer, eu cred că ea vrea să-l facă pe ăsta gelos. Asta uite zic, ce ai pierdut. Că vrea de fapt să... Pentru că i-a dat a doua oară în viață șansa de a fi cu ea. Și chiar a doua oară s-a întâmplat să se și căsătorească, pentru că prima oară, după cum știm, a fost numai logodiți. Și ia uite că el a zis, da, eu nu te mai vreau, și a zis, da, e, lasă că... mă vrea altcineva chiar, prietenul. Mă, cum dansează așa și dansează și Jennifer Lopez în față și așa aproape. Și cu așa posterior ca lui Jennifer, mă scuzați. E superbă de sus până jos, n-ai ce să-i comentezi, nu ai cum să-i reziști. Mai adică... căutați-mi și mie cu cine a fost Matt Damon înainte, de cine a divorțat Matt Damon de-a lungul istoriei lui. Și Matt Damon, ce bărbat. Că vreau să caut, să găsim, deci ca să văd acum, cu cine ar putea să răzbune Ben Affleck. Sau cine știe, poate vor apărea niște imagini cu Jennifer Garner care dansează cu Ben Affleck la un moment dat. Asta e următoarea știre, parcă putem anticipa. Jennifer Garner tocmai a renunțat la relația cu iubitul ei. Cum a aflat de ruptura ăsta? A zis, haide, fostul meu soț, că-ți deschid ușa la căsuță, tu poți să intri, parchează! Hai, și el a zis, trec, stai că mai fac o oprire până mă întorc înapoi la tine. Narativ aici așa s-a creat. Da. Am construit practic scenariul pentru dumneavoastră într-un long story short, așa ca să înțelegeți cum stau lucrurile pe la Hollywood. Știi, dacă tot vorbim de Hollywood, mai vorbim de niște milionari care ajung trilionari. Da, nu la Hollywood, că n-are treabă. Măcar cu filme n-are treabă. Nu cu filme, nu, dar să știi că a umblat numai cu actrițe de actrițe. Da. Nu joacă el, Doamne ăștia. Nu. Eu am senzația că n-are treabă. Ba da, filme! Ba da, a jucat, are filme. Cum să nu? Și-a jucat și cu Robert Downey Jr. Și vorbim despre Elon Musk. Cum să nu? Are filme. Băi, mă, Bogdan, trebuie neapărat să-ți arăt. Eu să-ți zic arăt că trebuie să ne filmele. Facem puțin temele. Am jucat asta în filme. Băi, da, pe filme astăzi am dat rateu după rateu. Și Donald Trump a jucat. Asta da, știu, în Home Alone. Păi uite, pe asta știu. Dar nu numai ăla. Mai are. Mai fi avut. În orice caz. Dragilor, scumpii mei, vrei să-mi iei mâncarea de la gură? Lasă-mă, dragă, să o zic eu. Hai, mă, împărțiți, mai fiți răi, împărțiți, da și despre milionar, ce? Bine, treaba lasă-mă e, într-adevăr. Lasă-mă și să zic aici că vorbim de milionari care trec la trilionari. Voi știți că o mână de miliardari dețin 13% din bogățiile lumii, printre ei este și Elon Musk, care din bogata va deveni și mai bogat. Mai precis, averea lui va face în curând pragul de $1 trillion de dolari, adică pe înțelesul nostru 1.000 de miliarde de dolari, iar un miliard de dolari are 1.000 de milioane. Da, ne-am cam aburit aici, dar haide să vedem și noi oare câți bani face acest om. Așadar, o să vă fac eu un scurt rezumat matematic, unde am fost varză aproape corigent la un moment dat. Hai că tot am terminat umanul, haide. Da, un miliard, hai să o luăm din nou ca să înțelegem. Nu, un stai, trilion lasă... de dolari, pe înțelesul nostru, 1.000 de miliarde. Un miliard este 1.000 de milioane. Okay. Deci avem 1.000.000, 1.000 de milioane. 1.000 de milioane fac 1 miliard. El are 3. 1 miliard. Câte? Are 3. Stai că te-ai încurcat, că te uimeșești pe tine, are, când îți dai are seama. Are un trilion. Încep să-ți dai seama, de fapt, de câți nu, bani are. Un trilion este 1.000 de miliarde de dolari. Ești sigur? Da. 1.000 de miliarde. Ne-ai spus mai devreme. Mamă. 1.000 de miliarde. Știu că este foarte, nici foarte, ce foarte greu să înțelegem, dar cred că cel mai ușor este cu zerouri, prieteni dragi. Nu, și anume, este faza, Bogdan. Dați-mi voie. Hai, mai calculează. Ziceți acolo, vă rog. Ideea este că banii ăștia despre care se vorbesc și această avere
el nu-i deține din punct de vedere al hârtiilor, al banilor în cont. A, că sunt deține... investiții făcute. Bineînțeles, cumva, gândește-te că are atâtea proprietăți, lasă proprietăți. Vorbim despre dita mai astea spațiale, ce face el cu navete, cu... vorbim de, nu știu dacă am voie să zic. Iată că vorbim de, uite, cât punctează. Alea sunt zero-uri. Ca să înțelegi, în zero-uri se calculează. Lumea asta se învârte în zero-uri, prieteni dragi. Da. Da, atâtea sunt. În zero-uri se calculează, da? 1000 cu 3 de 0, cu tai mai multe zero-uri după un 1, ai mai mulți bani. Un trilion înseamnă cu 12 zero-uri, prieteni dragi. Pa! 12 zero-uri lângă un 1. Jur, deci nu știi ce să faci cu toți banii ăștia. Ce faci cu toți banii ăștia? Ai nevoie de scârâte generații. El încearcă acum să facă Marte locuibilă. Locuibilă, da. Și chiar ai nevoie de atâția bani ca să construiești să faci o stație de locuit propriu-zis pe Marte, Bogdan. Păi, ca orice dezvoltator, ca orice rechin imobiliar din București. Iei un petic de pământ... Da. Te apuci, aduci o echipă de băieți de la Brănești, nu, de la... Discuția se duce la un alt nivel, Bogdan. Eu nu de mai sunt relevante comparațiile astea. Scara rulantă. Niciodată scara cu băiatul de la noi nu merge. De pe Terra pe Marte. Eu acolo vreau să ajung. Serios. Scara rulantă. Tot nu e atâția bani. Să construiască scara aia de 1000 și ceva de kilometri, ba de 10 de mii de kilometri, tot nu e atâția bani. Pământul se mișcă, aia la altă se mișcă altfel, adică... Tot îi mai rămâne și de un taxi, de o navă spațială. Nu ne apropiem nici puțin de el. Nu, da, înțelege. Hai că absolut. Lucrurile astea nu sunt pentru noi. Ne depășesc. Da, ne depășesc, nu o să avem niciodată banii ăștia, asta e mai mult. Nu zice niciodată. Ia uite cine e optimistă și vrea trilioane. Eu zic niciodată, dragilor, dar ce putem noi este să mai vorbim despre câte un studiu din când în când. Iar un studiu recent a dezvăluit un detaliu neașteptat care ar putea indica dacă o femeie, atenție, are trăsături psihopate. Și nu este vorba de vreun comportament extrem, ci de ceva aparent banal. Machiajul. Cum acest detaliu subtil poate fi o fereastră către mintea unei psihopate, aflăm din următorul material. Bogdan, eu am o întrebare pentru tine. Vă rog. Ce-ți spune ție machiajul nostru? Pentru că eu îl consider unul subtil și natural, eu îl văd într-un anumit fel. Dar ție, tu ca bărbat, ce-ți spune acest machiaj? Psihopate all the way. Am înțeles. Mulțumim. Asta zic studiile, eu nu mă pun împotriva științei, așa că, dragilor, mâine ne machiem diferit și spunem aceeași întrebare. Să mergem la un scurt retuș între timp, cât timp dă ea dânsul publicitate. Absolut. Revenim imediat, dragilor, lăsăm domnișoarele să-și retușeze un pic psihopatia, nu, machiajul, și noi revenim imediat alături de noastră. Și bine v-am regăsit, am revenit alături de noastră, dragilor, și vă spuneam încă de ieri, toată săptămâna v-am spus că toamna vin surprize și vin surprize frumoase peste tot. Este un nou sezon și noi venim în întâmpinarea dumneavoastră cu noi emisiuni. Ieri am vorbit despre o nouă emisiune la Metropola TV, astăzi, ghiciți ce, vorbim despre o altă nouă emisiune tot aici la Metropola TV. O emisiune ce o veți putea urmări în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu orele 17. Rămâneți aici să aflați despre ce e vorba. Iar alături de noi este chiar vedeta, aș putea spune, care va avea emisiunea Dr. Cristian Andrei. Iar alături de noi este, bineînțeles, Dr. Cristian Andrei. Bine v-am regăsit, domn doctor. Ce fețe proaspete aveți? Da, la prima ora dimineții, mai mult ca sigur. Mi s-a făcut o mică corecție înainte de orice, domn doctor. De la ora 18 este această emisiune seara. Nu știu de ce am spus ora 17. Matina. Ești entuziasmat, tăiați, Dumnezeu. Tăiați acolo din carnețele, pentru că știu că v-ați notat ca să țineți minte. 18 la 19, prieteni dragi. Sâmbătă și duminică. Bună dimineața, domn doctor. Bună dimineața. Aveți o emisiune nouă și am auzit că mai sunt și... trei cobai pe acolo? Da, aveți o emisiune, dar nu sunteți, este emisiunea noastră, dar nu sunteți doar dumneavoastră. Adică sau... nu sunteți singur acolo. Ca să vorbiți. Și își fac treaba bine? Adică vă ajută suficient? Este vorba despre marea avere a unui intelectual, și anume mintea mai tânără decât a lui. Pentru că dintotdeauna mi-am dorit, ca medic, în afară de cabinetul acela unde stai înțepenit o ore în șir, să poți să mergi undeva și să le vorbești oamenilor despre ce ar putea să facă înainte de a se întâmpla ceva neplăcut în viața lor. Dar pentru asta ai nevoie să te întrebe cineva. Ai nevoie să spună cineva lucruri de zi cu zi
frumoase, interesante, să te provoace, să-ți ridice mingea la fileu. Și am trei voleibaliști aici, care vin cu mine în emisiune în fiecare săptămână, de la ora 18, sâmbătă și duminica. Deci ați găsit, practic. Despre noi este vorba. Am dezvăluit. De ce ai dezvăluit? Cine e, domnul doctor? Îi recunoașteți, îi vedeți în sală, ca la judecate. Știți cât de diferiți sunt față de ce fac dimineața pe aici? Devin așa, serioși, se documentează, încep să facă polemici între ei, lansează provocări, sunt niște oameni de o substanță extraordinară. Oamenii tineri sunt mult mai mult decât cred oamenii în vârstă, să vă spun și cu ocazia asta. Vai, ce frumos ne-a spus în lumină, dar să vorbim și despre ce se întâmplă în cadrul emisiunii. Tratați niște subiecte total diferite și cumva pe care le regăsim și în societate. Da, și este vorba de ce se întâmplă în familia ta, ce se întâmplă în interiorul minții tale, ce se întâmplă în relațiile pe care le-ai putea avea, ce se întâmplă cu copiii, ce se întâmplă cu bunicii, ce se întâmplă cu adolescenții, în diverse situații. Și pentru că există și întrebări care se pot lansa pe internet, da? Sunt tot felul de filmulețe, sunt tot felul de cazuri, dar cel mai interesant lucru, poate sunteți și voi de părere cu asta, este experimentul care de multe ori are loc chiar pe acest cerc albastru cu verde și în care ba te uiți într-o oglindă, ba trebuie să desenezi ceva și micile teste psihologice ar putea să facă deliciul unei întregi familii, dacă sunteți acasă sau poate sunteți undeva în deplasare cu ocazia asta. Face deliciul și în același timp și înțelegem foarte multe. De exemplu, facem un experiment acum foarte repede cu cei trei. Hai să vedem care este mai feminin și care este mai masculin dintre ei. Diana, te rog frumos, te uiți la unghiile tale de la mâna dreaptă. Da? Dragă Bogdan, unghiile tale de la mâna dreaptă. Ups. Opa. Și tu? Tu ți le astupi, ce faci? Ups. Te uiți sau nu te uiți? Fiți atenți. Foarte scurt. Feminitate înseamnă să te uiți la unghii așa. Cum s-au uitat Diana și Bogdan. Opa! Dar ce facem, Bogdan? Nu știu! Masculinitate, Bogdan, hai încă o dată. Masculinitate, atenție, masculinitate înseamnă să te uiți la unghii așa. Cum s-a uitat Meda? Asta, domn doctor, știți cum e când pui unghiile și îți faci unghiile, te uiți așa la ele, te uiți către tine, nu că te uiți. Se poate că atunci când noi ne pozăm manicura sau o pozăm așa, să o arătăm și atunci ne controlăm un pic degetele, poate de aici reflexul Medei de a întoarce mâna invers. Cert este că nu vorbim despre bărbat în rochie de femeie, vorbim despre ce ai învățat de-a lungul timpului, ce a fost mai eficient pentru tine. Cine a fost mai important ca personaj, tata sau mama? Se pot regăsi detaliile astea în astfel de gesturi foarte mici. Și asta facem noi sâmbătă și duminica în platoul ăsta. Da, nu practic cred. Venim cu niște dileme, cu niște curiozități, le interpretăm, le dezbatem între noi și ajungem ușor-ușor la niște soluții, ceea ce este minunat, pentru că se completează așa cercul foarte frumos. Și nu cred, efectiv, eu nu cred că puteam să demonstrăm mai bine ce facem noi weekend și începem să facem din acest weekend, dragi prieteni, decât prin acest experiment, care, cum se întâmplă de fiecare dată, ne dă cumva lumea peste cap, ne dă așa o palmă. Adică la mine asta s-a întâmplat în acest moment. O să mă revanșez, stai liniștit, Bogdan. Aștept. Este un om minunat. Acești oameni, dacă este să le fac un profil, Diana este foarte documentată în psihologie. Uneori mă simt pus în dificultate de întrebările pe care le face, pentru că se vede că știe. Da? Bogdan este cel mai echilibrat individ de vârsta lui pe care l-am cunoscut până acum. Este un om care nu se supără niciodată, care întotdeauna găsește ceva ca și soluție de bun simț, iar Meda. Deja mi-este frică ce urmează să spună domn doctor. Este un spirit în erupție, da? Permanentă. Întotdeauna este atipic ceea ce spune, pentru că este o creatoare. Ea creează. Da? Puteți să o vedeți și la Teatrul Național. Da, mulțumesc. Absolut. Frumos, domn doctor. Domn doctor, vă mulțumim tare mult pentru aceste portrete absolut frumoase la care nu ne așteptam. Dragilor, da, se pare că dacă ne vedem de luni până vineri în fiecare dimineață, ne acum mai vedem și pe weekend, numai că pe seară. Noi. Publicul nu o să mai scape de noi și o să ne vedeți inclusiv și sâmbătă și duminică de la ora 18 alături de domnul doctor Cristian Andrei. Vă așteptăm la o nouă emisiune minunată. Dragilor, vă mulțumim din suflet, domn doctor, că ați venit să prefațăm un pic noua emisiune a Metropola TV și să ne vedem din weekendul acesta. Dragilor, cum a spus și colegul meu Bogdan, toamna a venit, ceea ce înseamnă că se diversifică preparatele la micul dejun. Noi venim în sprijinul dumneavoastră cu mai multe idei de preparate cu ocazia fructelor de sezon.
Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit. Știți bine că ne apropiem, deja nu ne mai apropiem, suntem exact la începutul toamnei, așadar vrem să descoperim ce idei de preparate pe care le putem consuma la micul dejun există și cum putem jungla cu acestea, bineînțeles folosind și legumele de sezon. Și tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici, într-un loc atât de frumos, unde avem în față foarte multe preparate, pe seama cărora vom vorbi astăzi și nu singură, căci am și pe Andreea lângă mine. Andreea, bună dimineața, îți mulțumesc că ne-ai primit ca de fiecare dată aici să povestim frumos și astăzi. Bună dimineața! Spune-ne puțin cam ce idei de mic dejun putem avea toamna aceasta. Noi vedem că se află în fața noastră câteva preparate care cred că pot veni în folosul celor de acasă. Într-adevăr, toamna românii preferă un mic dejun mai bogat, mai consistent și îl adaptează în funcție de legumele de sezon. O secundă. În funcție de legumele de sezon, dar preferă să se joace și cu bucătăria internațională, influențele internaționale. Preferă să experimenteze uneori. Și ce avem aici în față sunt, bineînțeles, un preparat pe bază de ouă, ardei, ceapă, roșii, shakshuka. E un mic dejun cald, așa. Un start proteic ar fi un preparat pe bază de avocado, ouă și somon. Tot așa îți dă un boost de energie de dimineață și necesarul mai mult decât suficient de proteine. Și v-am să întreb puțin și despre băuturi. Se schimbă acestea odată cu schimbarea anotimpului? Da, odată cu schimbarea anotimpului observăm că lumea începe să comande mai mult ceaiuri, preferă ciocolata caldă, vinul cald. Bine, încă nu, e de vreme pentru vin cald, dar... Vreau să întreb puțin și de faptul că noi în general știm că oamenii, sau mai degrabă femeile, vara tind să mănânce puțin mai slab caloric, iar odată cu trecerea anotimpurilor și cu venirea temperaturilor puțin mai scăzute, trec către alimentele puțin mai consistente. Ai remarcat și tu lucrul acesta? Da, să știi că am observat odată cu venirea toamnei, lumea preferă mâncarea un pic mai bogată caloric, e adevărat. Și mult mai multă lume mănâncă mic dejun toamna decât vara. Știm că mulți dintre noi, sau poate nu, obișnuim să de multe ori să omitem această masă, deși este foarte importantă. Știu că aici vin foarte mulți clienți dimineața care pun foarte mult preț pe micul dejun. Da, este adevărat. Sunt și persoanele care se grăbesc sau sunt în fugă spre birou și atunci iau ceva la pachet. De exemplu, un club sandwich sau o brioșă cu ouă și roșii, în funcție de preferințe și în funcție de timpul pe care îl acordă fiecare micului dejun. Mai sunt și care preferă dulciuri la mic dejun. Avem și așa ceva. Bineînțeles, mă gândesc că nelipsită este și cafeaua, acea pe care o consumăm indiferent de anotimp, chiar dacă derivă poate felul în care o preparăm și în care o servim. Exact. Cafea, fie că lumea se așează și bea cafeaua pendelete sau că o iau to go, toamna am observat că multă lume preferă scorțișoara în cafea. Ce preferințe ai toamna atunci când vorbim despre micul dejun? Eu prefer un mic dejun pe fugă, întotdeauna, da, din cauza bebelușului prefer să se acorde ei mai mult timp și atunci prefer un club sandwich sau câteodată doar un sandwich rapid. Și ai rezolvat problema? Da, am rezolvat problema. Sau, bineînțeles, croasantele sunt nelipsite de la noi. Andreea, îți mulțumesc tare mult că ai stat cu noi în această dimineață și că împreună cu tine am reușit să le dăm poate câteva idei celor de acasă, care au rămas poate așa în bană de idei cu ce să mai mănânce toamna aceasta și, bineînțeles, îi îndemnăm și pe ei să vină aici să încerce aceste preparate care sunt absolut delicioase. Raluca, wow. Dragă, îți mulțumim tare mult pentru prezentare. Cu siguranță ne-ai făcut o imensă poftă, iar acum că ne-ai și inspirat, o să fim și mult mai creativi la micul dejun, jonglând cu fructele și legumele, așa cum ne-ai arătat tu. Ce să mai zic, poftă mare, prieteni dragi. Poftă mare, noi mai avem un pic. Noi mai avem un pic și vom vorbi despre o artistă extraordinară, ce este cu zâmbetul pe buze mereu. Este o familistă convinsă, o artistă de peste prut și am plăcerea să o prezint pe Olga Grocinski, aici alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Și bine v-am găsit! Mulțumesc, Olga, pentru invitație, dar cât de frumoși sunteți și voi de dimineață, chiar mult câtă energie. Mereu admiram persoanele care știu să fie plin de energie de dimineață. Chiar sunt absolut convinsă că cei de dincolo
dincolo de ecrane au nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru zâmbetele voastre. Îmi pare că și tu te descurci foarte bine cu trezitul de dimineață, încă mega matinal. Mulți oameni la ora asta încă dorm, să știi. Sper că nu și se uită la noi, dar sunt convins că mai sunt și oameni care dorm măcar până la 11-12. Sau cel puțin privesc televizorul și ne văd chiar acum pe noi, cât suntem noi plini de energie și le transmitem și lor vibe-ul acesta. Exact, așa și este. Nu doar noi, ci și o nouă piesă. Poate are potențialul să dea energie și să dea un vibe bun pentru toată ziua, corect? Așa este, este o melodie super tare, super energică și se numește Supernova, semnată de Paola Selling și muzică și text. Sunt absolut încântată de această melodie. Eu zic nu pentru că aș fi cântat-o eu, ci pentru că atunci când am auzit-o pentru prima oară, interpretată pe versiunea de demo de minunata, inegalabilă Paola Selling, am zis, Doamne, mai are nevoie piesa să fie reînregistrată și de mine? Cred că nu, că sună deja perfect. Tot ce face Paola Selling este perfect și m-am convins de mai multe ori de chestia asta. Și vreau cu această ocazie să mai spun încă un secret mega tare. Noi ne mai pregătim de o nouă colaborare, încă o piesă foarte frumoasă, la fel semnată de minunata Paola Selling. Și această melodie va fi cântată în data de 17 decembrie la concertul aniversar al Paulei Selling, care se va numi Steaua Nordului. Va fi aici, la Sala Palatului, invit toată lumea cu mare drag. Oh, mulțumim, toți clar vom fi acolo. Olga, ești superbă, ești magnifică, ne-ai convins. O voce minunată. Piesele tale sunt, după cum observăm, ceva fabulos. Supernova, totuși, despre ce vorbim? Despre acea dragoste pe care nu o mai poți controla atunci când vine momentul și îl vezi pe el, pe acea supernova, acea stea care s-a aprins acolo undeva, pe boltă cerească a sufletului tău, îți dai seama că nu mai există nimic și nimeni, există doar el, dragoste vieții tale și nu mai ești tu, de fapt, acea persoană care mai era până al întâlnii. Da, exact. Deci ce dragoste. Deci te-ai inspirat din viața reală? Iartă-mă. Oh, da, din viața reală a tuturor oamenilor, fiecare dintre noi a trăit așa o istorie neapărat. Dar ideea este că nu am vrut să fie prea multă dramă, prea multă filozofie în această piesă. Nu este o dragoste care suferă, care plânge, care te terorizează, dacă vrei. Se bucură. Este o dragoste plină de vibe pozitiv, de energie pozitivă, care îți dă aripi, te înarepează, îți dă energie pentru a merge înainte și pentru a le rezolva la cel mai bun mod pe toate dimensiunile. Deci tu practic ne-ai cumva și o direcție cum să abordăm dragostea și cum să fim practic mult mai senin prin ea. Exact, să ne bucurăm de ea. De ce să plângem întotdeauna și să dramatizăm lucrurile? Corect, pe când de fapt dragostea adevărată, dragostea aduce doar bucurie. Și ar trebui să ne dea aripi, oricum. Hai să fim sinceri, de mic știu o treabă. Când ești îndrăgostit, asculți anumite piese de dragoste care te fac să zâmbești, care te fac să plutești. Când ești trist, poate după o despărțire, sunt și pe acolo piese triste. Playlist-ul este plin de piese de alea de dragoste, lacrimogene, așa este adevărat. Mai este încă un moment care mie îmi place foarte mult și ne reprezintă pe toți noi, că fiecare pereche, fiecare cuplu și are melodia sa, ceea ce îmi place foarte mult. Fiind partea formației Milenii din Chișinău, care este artista Palatului Național. Foarte multe spectacole oferim și pe scena mare, pentru că suntem artiști cu actă, în regulă, cum zic eu. Dar oferim și multe spectacole de caracter privat. Și atunci vedem acele perechi mega îndrăgostite și pot recomanda și o melodie veselă, cum ar fi Supernova, pentru a menține focul ăsta în cuplu. Dar pot recomanda și ceva așa mai tristuț, când vine vorba despre poate cineva care stă acolo într-o parte invitat la o nuntă sau la o altă sărbătoare și se vede oarecum în acea pereche frumoasă și ar vrea să plângă și atunci cântăm și ceva mai lacrimogen. Deci trebuie să le ai pe toate în repertoriul tău și să știi să le cânti pe toate. Așa este. Olga, tu ai atins deja succesul în cariera ta. Sunt foarte curioasă, cum ți-ai început cariera? Mi-aduc aminte și eu acum că a fost anul 2005, când am pășit pentru prima oară pragul studioului formației Millennium, fiind o tânără naivă de 17 ani și era o întrebare în mintea mea. Ce caut eu aici? Și imediat tot eu mi-am dat răspunsul. Fac ceea ce îmi place. Pot cânta cu vocea, cânt la vioară, pot să fiu și moderatoare la orice eveniment, dar toate astea necesitau să fie un cineva în față care să te conducă și să te ghideze. Este vorba despre conducătorul nostru pe care știe toată lumea, cred eu, domnul Vlad Gorgos, cel care este și un pedagog minunat, mai puțină lume știe că este și un profesor extraordinar și la canto mă refer, și la instrument muzical, pentru că percepe muzicalitatea în sine, cum nu o face altcineva, dar știe și ce înseamnă acel om care știe să conducă orice eveniment, cum trebuie să conduci oamenii după tine. Întotdeauna mă ciocnesc că fiecare zi este o nouă lecție pentru mine, este insistent, perseverent, este acea persoană care ne învață pe noi să fim în top întotdeauna. Olga, acolo
început cariera. Și pentru că ai avut un parcurs așa plin de evenimente importante, mă întreb, dacă ai fi să selectezi câteva, care ar fi cele mai memorabile care ți s-au întâmplat ție pe parcursul carierei tale până acum? Cred că sunt acele momente când simți că sărbătoarea nu mai aparține acelui client, ci ți aparține și ție. Te simți de parcă e sărbătoarea ta. Au fost câteva evenimente, inclusiv nunți, la care m-am simțit de parcă era nunta mea. Au fost aceleași evenimente care sunt concerte spectaculoase, unde simțeam că mă odihnesc în scenă. Nu muncesc, nu am stresuri, nu mă gândesc, vai de mine, nu cumva să ratez vreun vers sau ceva, să omit ceva, să fac nu așa cum ar trebui să fie. Eu simplu plutesc prin muzică, prin eveniment și mă simt foarte bine. Îmi mai place întotdeauna să fiu de Revelion alături de oameni. Este o atmosferă magică mai specială de Revelion și de Crăciun. Îmi plac colindele, îmi plac oamenii cum devin în aceste sărbători. Mă refer la cei oameni care încep a zâmbi mai mult, care încep a deveni mai curați la suflet, mai buni, mai plăpânzi, mai aproape de familie și mai aproape unul de celălalt. Absolut, e ceva ce sărbătoarea Crăciunului ne aduce, exact, ne aduce întotdeauna. Mai aproape. Sunt și eu curios de această relație a ta cu Paula Selling. M-a făcut curios, mi-a atras atenția încă de la început. Deja aveți un proiect împreună și urmează un al doilea pe care îl promovați chiar frumoasă la Sala Palatului. Încă o piesă frumoasă. De unde a început relația asta cu Paula Selling? Pentru că, de fapt, este deja al treilea proiect cei ce urmează. Cel din tâi a fost Pornirea. A fost o istorie foarte curioasă. Paula Selling este într-o colaborare foarte strânsă cu Alexandru Gorgos, aranjorul și compozitorul nostru. Și atunci când Alexandru Gorgos, acum un an, a compus o melodie extraordinar de frumoasă împreună cu Ivan Aculov, un compozitor din Republica Moldova, era doar o versiune de schiță, de un demo, care răsuna în studiourile lui Alexandru Gorgos din București. Și atunci intrase și Paula Selling, fiind într-o strânsă colaborare cu Alexandru, și a auzit schița. Și a zis că îi place atât de mult melodia, că este atât de fascinantă, că ar simți și un vers mai special pentru melodie. Și a zis, aș putea să încerc. Cum să nu, a zis Alexandru, dacă îți place, chiar a rămas îndrăgostită de melodie. Și Paula era acolo în acel moment? Da, în acel moment. Și să știți că este prima dată, jur pe cuvântul meu, când un autor de versuri face din prima dublă să fie perfect versul. Nu a mai schimbat nimic. Cum a fost versul, așa a și rămas. Foarte puțin. Chiar acum răsună ea. Dar haideți să începem de la Peste zi îmi lipsești, că asta îmi place cel mai mult. Da. Peste zi îmi lipsești, noaptea mă răscolești, oh, oh. Supernova, zbor întins, tu mă ții printre nori galaxii, oh, oh. Lasă-mă să-ți stric numele când plutesc, lasă-mă să trag când văd că nebunesc, lasă-mă și nu mă lăsa, te implor, orice gând al tău rupe-n mine de dor. Și voi cu mine, lasă-mă să-ți stric. Am o idee mult mai bună, Olga. Am o idee mult mai bună. Îți mulțumim din suflet. Și super propun, moment. Asta înseamnă acapela, dragilor. În primul rând, asta înseamnă talent al vocii. O voce de aur avem în studio în dimineața. Olga, te așteptăm și cu viitorul proiect. Îți mulțumim că din suflet. Că nu durează mult, cu mare drag revin. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Te așteptăm și după Sala Palatului, mai ales să ne povestești acolo drag. Cum a fost. Cu dragilor, ideea mea este în felul următor. Noi am terminat pentru astăzi, dar propun să ascultăm întreaga piesă a Olgăi Teranova chiar acum, dar super, noi să ne vom revedea. Să răsune din ea acum, vrem să auzim. Noi ne revedem mâine, dragilor, vă răsăm cu Teranova.